de capitală. A fost în parc unde oamenii chiar s-au luat în serios. Hai să vedem imagini. Pentru că ne bucurăm de prima zăpadă zdravănă din București, eu m-am echipat corespunzător, mi-am pus mănuși, buncaci, picioare, ochelari de soare pentru că mă dor ochii și am zis să mă distrez alături de restul bucureștenilor. Nu stăm în casă, asta e cel mai important, da. Cum se bucură cei mici? Chiar lasă orice în urmă, nu mai vor desene, nu mai vor lucrurile care le folosesc ei zilnic. Matei mă cheamă. Pe tine te cheamă Matei, dar pe omul de zăpadă cum îl cheamă? Nu știi. Hai, dă-i un nume, dar... Hai! Hai să-l botezăm, ce ziceți? Îmi vine. Cum să-l cheme? Vulgăraș. Vă place în zăpadă? Da. Cât de mult vă bucurați voi pentru că a nins? Foarte mult. Aș vrea să fac și eu un om de zăpadă cu voi. Mă ajutați? Bine. Hai. Luptă aici fetele împotriva băieților. Ce să vedem cine câștigă. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Matei, de ce n-ai stricat omul de zăpadă? Să câștigăm noi de-aia. M-aș fi dat și eu cu Sania, dar n-am la mine decât niște saci de gunoi. Și o să folosesc unul. În orice caz, dacă nu-mi reușește din prima, am un sul întreg la mine. Să știți că eu v-am iubit! Salut! Ce faceți? Vrem să ne dăm pe diferite pârtii de Sunny. Mamă, dar câte pârtii avem aici? Chiar pârtii de derdelușuri. Sunt foarte multe create. Eu mă da cu Sania. Dar Sania asta are și volan? Nu. Este un seu de o Sanie de semi-bob, să zicem. Eu m-am dat cu niște saci de gunoi. Știu, așa se dădeau și copiii pe vremuri. Cum vă bucurați de prima zăpadă zdravă din București? E bine, chiar e foarte bine că și orașul e curat. Speram ca totuși în parc aleile să nu fie curățate, că e mai ușor de tras Sania pe alei. Dar e ok. Ce faceți voi aici în parc? Facem un iglu. Și cum se face? Adică voi puteți să dormiți aici? Da. No. Dar e multă muncă aici. Haideți, Mihai, adu bulgări, hai! Hai cu bulgării! Te ajut și eu? Da! Uite, îți dau unul. E, nu! Nu. Mă scuzați, mă scuzați! Aici. Am o căpuță mică, așa, așa, așa. Și am o căpuță mică, așa, așa, așa. Cred că e perfect. E perfect. S-au chinuit copiii să facă iglu mai devreme, dar mi-am făcut și eu igloul meu. Și acum mă duc să mă adăpostesc. Asta a fost distracția noastră din parc. Eu v-am pupat. Pa! Hai așa. Aveau autorizație de la primărie să construiască iglu. Aveau puzul, aveau pucul, aveau cum se cheamă astea. Chiar nu contează în zona. Aveau certificat de urbanism. Da, corect, în zona aia nu mai contează certificatul de urbanism. Am fost o răutate. Am fost și eu un weekend în parc la o plimbare. Așa. Și m-am minunat. Eu n-am știut că în București sunt dărdelușurile atât de mici și de scurte. M-am minunat, noi venind de la Reșița, noi aveam niște dărdelușuri foarte lungi și foarte abrupte. Și eu nu știu cum am supraviețuit nemorți până la 18 ani, când am încetat să ne mai dăm cu sane. Bun asta, nemorți, îmi place. Ce-mi place la ăștia mici din București, că deși se dau, de exemplu, un parc, se dau pe până spre apă, pe malul ăla, care are 3 metri. Și coboară, dar ei au același feeling ca și noi pe vremea aia, la 150 de metri de deal. Adică se pregătesc, se suie pe sane și... Nu prea a pus să strigi pârtie.
Da, da. Îți termină cuvântul. Și ca să fim total din altă eră și din altă epocă, la noi, la Reșița, nu se striga pârtie, se striga achem. Nu mă întrebați de ce, nu știu exact. Și nu știm achem! Ce înseamnă. Dacă se dă la o parte, veneai. Cred că unul era achem. Doamnelor, domnilor, au cântat pe cele mai mari scene din țara asta, dar și de peste hotare. Nu cred că au cântat vreodată pe un...